Diana, ai de gând să intri de seara pe scenă? Nu. Nu? Pentru că Adrian este mentorul ei, de câteva săptămâni este și tată și mamă, doar el ne poate explica ce s-a întâmplat și mai ales de ce Diana nu a participat la Group Song în seara asta. Vreau să fac o precizare. Faptul că nu a apărut în Group Song nu înseamnă că e descalificată sau că nu continuă concursul, ci pur și simplu a fost alegerea ei. Oricum, Group Song este o treabă de show și nu ține de gale. Păi, problema e în felul următor. Am vrut să nu cânte Diana la Group Song pentru că n-am vrut să fac notă discordantă cu colegii mei. Ei au câte doi concurenți și aveam trei. Și atunci am zis să... De aprecia gluma. Okay, și nu, adevăratele? ca să fie clare lucrurile pentru toată lumea. Eu vreau să iau apărare Dianei, pentru că, am mai spus-o, nu pot să fiu judecător. Eu nu stau în casă cu ei, nu știu care sunt problemele lor, decât din auzite. Și mi-e foarte greu și cred că și lor le este foarte greu să spună cine e vinovat cu adevărat. Poate, într-adevăr,